Salutare, bine ați venit la Te România, Alex aici, cu un nou clip de Warcraft 3 Rebirth, de data aceasta. Continuăm campania la andezi, o să fac toată campania la andezi și dacă vreți o să fac și la humans, din nou. Fiindcă eu atunci am început cu Warcraft 3 Reign of Chaos, am făcut campania la oameni și la andezi am rămas cu prima misiune. Așa că o să fac din nou, fiindcă se auzea foarte prost. Ce bine arată mountul lui Arthras. E cel din Wrath of the Lich King. Chiar și Tycandrus arată bine. Arată mai bine decât versiunea din din Reforge. În fața lor trebuie să... Curios cum arată scenarius. Sabia văd că nu au n-au schimbat-o. Să strângem acoliții. Ok. Control 1. Bă, dar arată chiar... prefer ăsta. O să joc și Reforge cu grafică, dacă vreți. Tot misiunea asta. Ok. Hai că încerc să fiu... Eu omor mai repede. Deși cred că o să merg doar cu Arthras, fiindcă... termin mai repede misiunea. Aici unul... Bă, până și apa, pietrele arată un pic... Ia să ne ducem pe aici. Pe aici. Unul e aici. Trebuie să strângem 20 de ăștia. Parcă puteam intra pe aici pe undeva. Da, uite că... Șase... Hai că o luăm pe aici. Acum o să mă urmărească... Cavalerul ăsta, dacă își vin, din ce ține minte, vineau ceva bandiți. Așa. Unul e aici. Și o să se bată între ei. Încă unul aici. Poate pot lua... Mai este vreo unul? Da, uite aici. Și aici sus. Da, uite aici unul. Hai să fugim. Hai că e bine că am făcut și level.
se poate regenera și ar trăsni mai bine. Chiar trebuie să dau un pic zoom. Asta e weird, dar... Ok. Fugi, 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 fugi. Pe aici. Era un loc unde erau mai mulți. Oh, nu, nu, nu. Așa. Aici. Șaptesprezece, optsprezece, nouăsprezece. Hai că am terminat misiunea. E mai ușor să faci așa decât să stai și te lupți cu fiecare unitate. Da, mergem să-i luăm, cred că e misiunea când moare Uther. Și aici se termina clipul. Dacă mai vreți, spuneți în secțiunea de comentarii și eu o să mai pun cu Warcraft 3 Rebirth. Până data viitoare, salut!